S-a dat drumul la pod de la Parcul Tineretului. Una din părți. E uitat și înalt a făcut. Are 1,60 m balustrada. Partea e altă. Deci partea e altă, nu-i dată drumul încă. Și scările pe dedesubt, în fine. Partea asta e făcută. Uitați cât e de înalt. Are 1,60, eu am 1,70 și asta balustrada asta îmi vine la gât. Deci 1,60 are. Destul de mare. Uitați aici. Și-a dat și drumul și pe aici. Ia să iau pe aici, pe jos. Deci la partea asta a dat drumul. Deci pe partea asta se poate trece, pe partea altă nu. O chestiune de timp. Inclusiv scările s-au făcut tot. Era praf tot. Într-adevăr că era făcut praf și risca prăbușirea. S-a refăcut complet cu piloni, cu tot. Și scările s-au făcut tot.
Astea sunt gâște. Ce vine până aici, uite, bate vântul și vine până aici. Asta e o oază de de aer rece, așa. Vara e bine să vii aici. Când e caniculă, uite aici trebuie să vii. Ia uitați cum este malul. Dar pe caniculă e foarte bine aici. Azi bate și un pic vântul.